de transport de către 7 tineri, întrucât aceștia blocaseră roțile unui autoturism. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit că două dintre persoanele agresate au suferit vătămări corporale și au fost internate la Spitalul Clinic de Urgență Craiova. Unul dintre cei implicați în scandal, mai precis unul dintre cei care sunt victime, declară faptul că a fost amenințat cu un pistol, dar nu a suferit vătămări corporale și refuză, da, în prezență de susținere activități pentru identificarea agresorilor, luarea măsurilor legale împotriva acestora. Polițiștii caută? Da, polițiștii caută. Deja există un cerc de suspect și, cu siguranță, în perioada următoare se vor lua măsuri legale împotriva acestora. Ce riscul? În prezent, cercetările vor fi efectuate în funcție de concluziile medico-legale și încadrarea juridică a faptei se va face în funcție de